Adi, meritau Cluj mai multe puncte din aceste prime trei etape? Bună ziua. Da, eu zic că jocul nostru a fost bun și poate a meritat mai multe puncte, într-adevăr. Tu cum te-ai acomodat la Cluj? Ai început bine, cu gol. Da, eu zic că m-am acomodat destul de bine, am niște colegi extraordinari, ne-am împrietenit foarte repede și eu zic că s-a văzut și în meciurile astea trei că am făcut un joc bun, un joc plăcut, un joc cu multe ocazii, dar trebuie să fim mai atenți acolo în față, să dăm mai multe goluri, să fim mai eficienți. Meciul de la Meteiaș este și primul derby din Liga 1 al nou promovatelor, să spunem așa, și un meci de tradiție pentru Petrolul. Da, într-adevăr, anul acesta sunt multe echipe de tradiție în Liga 1, cred că de mulți ani nu a mai fost așa. Sper să ne descurcăm bine și la meciul ăsta. Eu zic că și meciurile trecute am făcut meciuri bune, dar nu am câștigat. Sper că acum să câștigăm cele 3 puncte. Contează și faptul că Budescu nu este apt, nu va juca încă pentru Petrolul? Da, Budescu este un jucător extraordinar, nu trebuie să mai laud eu sau... Da, contează faptul acesta, că el nu este... Da. Ai fost coleg cu el, dacă nu mă înșel, Nu. Oare cine s-a întărit mai tare în această vară, Uclu sau Petrolul? Nu știu, au fost transferuri și de o parte și de cealaltă. Noi sperăm că noi să dovedim că am făcut o echipă mai bună. Nu știu, timpul va decide. Cât de frumos e să joci în meciuri care au echipe, care au echipele au suporte de fanatici. Da, este foarte frumos, te simți fotbalist. Am simțit, prima dată am simțit acest lucru la Rapid, chiar în Liga a doua, când veneau o grămadă de oameni, chiar dacă era cu pandemia, adică simțeai că sunt acolo lângă tine. Sper ca și în meciurile pe care le vom juca aici pe Cluj Arena să vină cât mai mulți oameni, pentru că deja la meciul trecut la media și a fost foarte multă lume. Sincer, eu nu mă așteptam. Sper să-i aducem la stadion, că numai de noi depinde acest lucru. Importante cele 3 puncte, pentru că ați strâns doar 2 puncte în 3 etape. Da, cred că cel mai important sunt punctele, dar și jocul este important și asta ne dă speranțe. Eu cel puțin am speranțe mari pentru că jocul a fost bun. Pe lângă victorie, un câștig după meciul cu Petrol ar fi și o intrare la Antold. Ne zicea Eri Lincar că aveți oarecum liber după victorie. Da, nu știu, nu prea mă interesează. Pentru cei mai tineri, un pic, nu știu, sunt cu soția și cu copilul, nu prea pot să mă duc, așa că pentru mine... Nu contează. Nu sunteți fanii acestei muzici, DJ? Poate îmi place să ascult orice fel de muzică, dar pur și simplu n-am cum să le iau pe cel mic să mă duc. E și pentru copii, adică sunt zone și pentru copii, amenajate. Știu, cred poate ziua dacă o să mă duc, nu știu, vedem. Important vedem. E să câștigați. Nu mă gândesc la asta, mă gândesc mâine, la meciul de mâine și atât. Dar cum ți se pare ce se întâmplă în oraș acum, mobilizare generală? Multă lume, mulți străini, turiști. Da, eu stau un pic mai retras în cartier Bună Ziua și nu știu, nu am simțit deocamdată aglomerația sau ceva de genul. Deocamdată pentru mine e ok.